percheziți într-un dosar de furt de produse petroliere. Polițiștii constanțeni au efectuat 7 percheziții domiciliare, în urma cărora a fost descoperită o cantitate de peste o tonă de produs petrolier. Doi bărbați au fost reținuți. Cu detalii vine colega mea Cristina Dalas. Cristina, bun găsit, te ascultăm! Bun găsit! În cursul zilei de ieri, polițiști din cadrul secției regionale de poliție transporturi, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Megidia, au pus în executare 7 mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Constanța. Polițiștii au descoperit 1310 litri de produs petrolier cu miros specific de motorină, precum și alte obiecte. Bunurile au fost ridicate în vederea indisponibilizării. În urma cercetărilor, doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Megidia cu propuneri corespunzătoare. În 28 ianuarie, polițiști din cadrul SRPT Constanța au surprins în flagrant delict mai multe persoane în timp ce ar fi sustras produs petrolier cu miros specific de motorină din vagoane de tip cisternă pe raza județului Constanța. Pentru prinderea celor în cauză au fost executate 5 focuri de armă, însă bărbații au reușit să scape. La fața locului au fost identificate un atelaj hipo, un autoturism și un microbuz, precum și 10 recipiente din tablă, cu capacitatea de 220 de litri fiecare, încărcate cu produs petrolier. Din verificările efectuate s-a constatat faptul că ar fi fost sustrasă o cantitate de 7 tone de produs petrolier în valoare de aproximativ 42.000 de lei.